Închiderea unităților școlare pentru 30 de zile a adus și economii primăriei, pentru că încălzirea școlilor nu mai era necesară în lipsa elevilor și a profesorilor. Centralele termice au fost oprite la decizia primăriei. Începând de luni dimineață, odată cu intrarea în vigoare a deciziei privind trecerea în online a tuturor unităților de învățământ, toate centralele unităților de învățământ din municipiul Buzău au fost trecute pe modul stand-by, însă ca urmare a unor solicitări fundamentate din partea unităților de învățământ, vor fi puse în funcțiune în anumite situații punctuale. În cazul în care cadrele didactice vor opta pentru transmiterea lecțiilor online din incinta unităților școlare în care își desfășoară activitatea, centralele termice vor fi repornite. Am avut chiar ieri o solicitare din partea grădiniței 18, unde am înțeles de la doamna director că doamnele educatoare vor să desfășoare cursurile online și să pregătească materialele didactice în incinta grădiniței, motiv pentru care centrala a fost pusă în funcțiune pe durata programului de lucru al doamnelor educatoare. În cazul în care vor fi ocupate doar câteva încăperi, vor fi folosite surse alternative de încălzire pentru a nu se cheltui inutil pentru încălzirea întregii clădiri. Bineînțeles, dacă vor fi anumite situații punctuale, le vom analiza. Poate dacă va fi cazul de o singură sală de clasă unde un domn profesor dorește să țină orele în acea sală de clasă, rugămintea noastră este să apeleze la surse alternative de încălzire pentru acea sală de clasă, astfel încât să nu fim nevoiți să încălzim întreg localul unității de învățământ pentru o singură clasă. Toate centralele termice școlare din municipiul Buzău sunt deocamdată în administrarea societății care le-a montat, iar decizia de pornire sau de oprire a căldurii în școli aparține exclusiv decidenților din primărie.